trei zile de poveste. De curând, Biblioteca Județeană Vrancea s-a gătit de sărbătoare. Și nu orice fel de sărbătoare, ci una de suflet, un centenar. 100 de ani de la prima inaugurare a lecturii publice. 100 de ani, o fi mult, o fi puțin, depinde din ce unghi privești. Dar veți decide singuri, știind că trecutul este în noi, văzând că prezentul scrie istorie, iar viitorul bibliotecii ne trage de mânecă mai repede decât ne imaginam. Și, întocmai ca în povești, au fost 3 zile de sărbătoare. Da, ați auzit bine, 3 zile în care am cântat la mulți ani bibliotecii, dar și bibliotecarului deopotrivă. Am scris istorie aducând la oaltă personaje de poveste. Măria sa, cartea, a fost eroul principal. Cum altfel decât la mare cinste? Un târg de cartele a fost pregătit iubitorilor de cuvânt scris. 3 zile și o noapte a fost deschis pentru cei care au vrut să cumpere, să cunoască ce mai scriu astăzi maestrii vorbelor sau să trăiască experiențe noi. O nocturnă a cărții și a lecturii, dialog între generații. Bibliotecă vie ce a adus alături adolescenți adevărate modele de oameni, de viață, de trăiri. Concursuri, concerte, premii, diplome de onoare și oameni valoroși ce dau culoare și aduc la viață pasiunea și talentul. Au fost parte din povestea noastră. Credeți că am terminat? Nici pe departe. Bine, domnia sa, bibliotecarul, a inventat mașina timpului. I-a plimbat cu ea pe toți cei care au fost invitați, personalități ale Breslei bibliotecărești, oameni de seamă ai Vrancei și ai țării, scriitori, profesori, elevi și oameni simpli, care au pus împreună umărul la susținerea bibliotecii, culturii și cunoașterii. Oameni care scriu istorie în fiecare zi, oameni care construiesc viitorul și care sădesc în fiecare clipă de poveste, trudă, emoție, bucurie și speranță. Iar pe aceia care fac parte cu cinste din generația de aur a bibliotecii, i-am invitat în tabloul nostru de familie și le-am mulțumit celor de ieri pentru ceea ce sunt bibliotecarii de azi și pentru ce vor fi bibliotecarii de mâine. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea mea. Dar nu închei până nu rog pe domnul Lungu, cel de-o vârstă cu sărbătoarea noastră, să tărască nițel piciorul în pragul bibliotecii, astfel încât și peste alți 100 de ani să se găsească un povestitor mai bun decât mine, care să ducă mai departe povestea bibliotecii.